Neața, acum este următoarea noastră zi din Mirisa. Ieri un pic ne-am plimbat prin împrejurim, iar astăzi vrem să mergem să mâncăm un pic și apoi mergem la plajă, ne relaxăm. Să vedem cum este plaja și de aici. Am venit acum la un restaurant, am găsit un pic un restaurant nu chiar la drumul principal și prețurile aici sunt mai acceptabile. Ieri un pic ne-am plimbat prin împrejurim și era cam scump ușor, aș spune. Aici prețurile destul de ok, vrem să încercăm cotul. Nu știu de ce cotul din Negombo nu chiar ne-a plăcut, vedem, poate ne place aici cotul. Cotul este de fapt mâncarea tradițională șrilancheză. Și este la un preț destul de acceptabil. De exemplu, eu mi-am luat cotul cu ouă și legume, care costă 300 de rupii. Și Lumița și-a luat cotul cu găină și cașcaval. Este un asortiment bogat de cotul. Omleta, de asemenea, destul de ieftină. Cât aici un dejun tradițional. Și aici dejun vestic. Roti, destul de gustos aici. Și iată mâncarea Lumiței preferată. Iată cotul meu din ou. Ia să-l gustăm. Gustos. Ingredientele principale sunt roti, adică un fel de pâine, legume și ou. După părerea mea are cam mult pâine. Am mâncat nu știu unde în altă parte, era mult mai puțin pâine și parcă mi-a părut mai gustos. Nu e iute și e un pic sărat, dar e ok, adică are un gust destul de intensiv și gustos. Iată și porția mea de mâncare, cotul cu cașcaval și pui. Foarte gustos, nu e iute. Nu-i sărat, simte gust de cașcaval. Și mai este parcă e făcut la foc liber. Parcă e pârlit de foc, are așa un gust. Până una alta am găsit un supermarket și am hotărât să intrăm să vedem ce prețuri sunt pe aici. Am găsit aici în sfârșit un supermarket, ia vedeți, și de mare și e destul de civilizat, cum s-ar spune. În India n-am văzut nicăieri așa ceva. Fructele sunt la un preț destul de ok aici, sunt la 100 de grame, deci mulțiți cu 10. De exemplu, bananele, kilogram de banane e 175 de rupii. Este 70 de rupii kilogram, destul de ok. Papaya, de exemplu, 75 de rupii kilogram. Tot e preț acceptabil. Nu cel mai ieftin, dar e un preț destul de bun. Este un fel de mango diferit. N-am gustat încă așa fel de mango. O să luăm acum să vedem. E cam scump, dar e ok. Nu pot să zic că e... E așa și încă un fel de mango. 200. Deci tot trebuie să gustăm. Și ăsta e mango de cel verde, dar nu chiar ne-a plăcut. Am gustat aici, dar nu prea ne-a plăcut. Poate să luăm și de ăsta să gustăm. Asta nu știu ce fel de fructe. Asta e guava. Asta e guava, da. Preț ok. Și asta e wood apple. Ăsta l-am mai gustat, dar nu ne-a plăcut deloc. Asta deja avocado. 180, $1 kilogram, $1 și un pic. Arbuzul, 120 kilogram. Ghețata la fel e gustoasă aici. Cred că să luăm și acum așa mai înghețată. Diferite cake-uri pe aici. Știi-le? La 100 de grame tot. 770, 770, 770. Prawns, 1555, asta e $10 kilogramul prawns-ul. 1270. Așa, carnea de găină. Bă, carnea de găină e cam scumpă, îmi pare nii. 750. E ca găina întreagă, 420. Dar e normal 420. Da, aș zice chiar e ieftin. Ia ficatul sau ce acolo, inim, 500, da, e destul de ok preț. Ar fi bine să facem un grătar, dar nu știu dacă avem unde. Chiar că e o idee bună, trebuie să vedem dacă avem grătar
la noi. Ce mai găsit interesant? Ia și medicamente să vând aici. Apa muscată. Ni de asta îmi place, să vedem. 100 de grame, 148. Tot un fel de fructe uscate. 280 pentru jumătate de kilogram. Interesant. Aici crembuș, numai că crembușul nu ne-a plăcut deloc. Am mâncat la celălalt hotel dimineața. Eu sunt și pentru grill. Foarte bine. Chipsurile. Pringles original. 420 pentru câte grame? Pentru 110 grame. Înghețată. Că asta trebuie să fie, asta trebuie să fie gustoasă. Și asta tot trebuie să fie gustoasă. Și asta trebuie să fie gustoasă. Și asta trebuie să fie gustoasă. E cam atingă de asta să luăm, nu-i scumpă. 235 pentru cât? Câte grame are? Jumate de kilogram. Ouă. 200 de rupii, 10 bucăți. Pâine. Aici pâine nu prea am văzut, decât toasturi din astea. Costă 195. Și așa un fel de pâine mai este. Asta probabil e dulce, da? Sweet. Asta e... Eu nu știu cât e asta. E 90. Apropo, aici majoritatea produselor e scris chiar direct pe cutie prețul. Așa că prețul e destul de constant pe tot locul. Iată de exemplu. Dacă căutați bine, că vedeți, aici e scris prețul. E scris și aici, dar e scris și pe cutie. Și oriunde nu te-ai duce, el e la același preț. Produsul este la același preț. Unele, de fapt, poate să-l dai cu reducere, dar asta e prețul maxim. Un litru de lapte, 220. Iată și cornflakes. Dos 465 de 250 grame. Iată ceaiuri. A cafea aici. Asta e solubilă. 1500. Ia, asta mă tem că e natural. 210. O, foarte bine. Am ajuns la plajă. E o plajă destul de măricică, frumoasă, dar nu e aglomerată de fel. Și la fel sunt valuri destul de măricele și aici.
prins așa un apus frumos, n-am mai văzut de mult așa apus, wow, 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 mă apar că s-a prins cerul, ceva deosebit. Cât mai mult timp trece, cu atât mai frumos și mai frumos tot cerul împrejur se face roșu, când am la apa asta albastră, albastră. Am venit acum la un restaurant chiar pe malul oceanului și e destul de ieftin aici, nu ne-am așteptat. Am comandat calamari și crevete și o bere, ne relaxăm un pic. Ne-a adus mâncărica, arată foarte delicios, dar și noi suntem foarte flămânzi. Cât stăm în zonele astea de plajă, cred că o să mâncăm numai fructe de mare. Adică eu așa mi-am pus în plan. Costi de amul. Îs la un preț rezonabil, fiecare porție costă câte 800 de rupii. Și plus atmosfera de aici, de malul mării, tare fain.